Sfaturile juristului. Am primit o amendă pentru că am mers cu 63 de kilometri la oră printr-un sat, limita legală de viteză în acea localitate fiind de 50 de kilometri la oră. Încălcarea a fost înregistrată cu ajutorul sistemului de supraveghere video a traficului rutier. Singurul indicator din zonă semnala prezența unei camere de supraveghere video, nu și a unui radar. Aș vrea să știu dacă pot fi sancționat pentru depășirea vitezei în cazul în care nu a fost indicată prezența aparatului radar. Aici suntem în două situații absolut distincte. În prima situație este lipsa integrală a semnului. În această situație trebuie să fie verificată legalitatea amplasării sistemului de tip radar sau sistemului de monitorizare a traficului rutier integrat. La obținerea acestei informații, deși această informație se obține odată cu contestarea procesului verbal contravențional deja întocmit persoanei, avem posibilitatea să mergem înainte. Dacă a fost ilegal amplasat, în cazul dat sau nu corespunde amplasării, nu sunt deținute certificatele de metrologie necesare, de standardizare, nu sunt deținute certificatele de testare a utilajului dat, urmează să mergem înainte cu contestarea pentru anularea procesului verbal privind constatarea contravenției. Însă, mai există și alte două situații, dintre care pot fi amplasate două tipuri de semne, care în conformitate cu anexa de la regulament circulației rutiere, le avem 5.29 și 5.30. 5.29 este semnul de informare atenție radar și 5.30 este semnul de informare monitorizare prin sistemul integrat. Monitorizarea prin sistemul integrat fiind o noțiune complexă, include în sine și aplicarea sistemelor de tip radar, adică fixarea prin intermediul radarului și prin intermediul camerelor de luat vedere. În acest caz nu avem decât să procedăm perfect legal și să achităm amenda asumându-ne integral răspunderea pentru fapta contravențională săvârșită.